tânăr din raionul șoldănești va face 5 ani de pușcărie pentru violul unei minore. Instanța de judecată a stabilit că adolescenta are retard mental, iar infractorul a profitat de aceasta. Condamnatul nu și-a recunoscut vina și spune că era în stare de ebrietate și nu și-amintește incidentul. Cazul a avut loc într-o seară din iunie 2012. Tatăl fetei spune că tânărul i-ar fi luat fica din drum și ar fi dus-o într-o râpă din centrul satului. Despre incident, el ar fi aflat de la feciorul său, care i-a văzut pe cei doi, ducându-se de mână în direcția râpei. Speriat de cele auzite, bărbatul a mers într-acolo. La fața locului, tatăl l-a prins în flagrant pe infractor și a chemat poliția. Condamnatul nu este de acord cu declarațiile părinților. El insistă că fata singură l-a apucat de mână și l-a dus în râpă, unde s-ar fi dezbrăcat. Tânărul a recunoscut că era în stare de ebrietate avansată, motiv pentru care nu se consideră vinovat de cele întâmplate. Acesta spune că nu și-amintește să fi întreținut relații intime cu victima. Expertiza medico-legală însă a stabilit că fata a fost violată. Dovada este și excoriația depistată în regiunea lombară. Violul de obicei își lasă amprente negative asupra psihologiei victimei. În acest context există și un studiu realizat în Germania care spune că toate victimele a violului suportă foarte greu și pe un termen lung consecințele acestui viol. Legislația penală a Republicii Moldova contracarează acest act și este încadrat în articolul 171 Cod Penal a Republicii Moldova în 3 aliniate și legiuitorul a stabilit pentru aceasta o pedeapsă destul de drastică, de până la 20 de ani închisoare sau chiar detențiune pe viață. Judecătorii au analizat toate probele prezentate de procurori și au stabilit o pedeapsă cu privațiune de libertate. Astfel, inculpatul a fost condamnat la 5 ani de detenție în penitenciar de tip semi-închis.